Bună dimineața! Continuăm în această săptămână fascinanta istorie a vindecării orbului din Ioan capitolul 9 și aș vrea împreună să mă opresc asupra uh, unui text cheie care de fapt se repetă uh, este versetul 7 și apoi versetul 11 care repetă de fapt descrierea aceleiași acțiuni este cheie pentru a înțelege uh, acest, uh, această minune a lui Isus și de ce anume minunile lui Isus, mai ales felul în care sunt relatate de Ioan, sunt parabole ale mântuirii. Deci Ioan este mult mai elaborat decât sinopticele, așa cum am spus. Și Ioan, folosind proceduri literare, încearcă să pună în evidență al mea spirituale atunci când relatează minunile lui Isus. Așa că fiecare minune relatată de Ioan este de fapt o parabola mântuirii. Și aș vrea da să luăm în vindecarea orbului ca o astfel de parabolă. Versetul 7. Și i-a zis, Dute te de te spală în scălătoarea Siloanului, care te lucrează trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a văzând bine. Versetul 11. El a răspuns, omul acela care îi se zice Iisus, a făcut tine, mi-a un ochi și mi-a zis, Dute și scal de scălătoarea Siloanului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a căpătat vederea. Ce avem aici? Sunt două elemente. Mai întâi este, să zic, aplicarea unui element supranatural, amestecul de tină cu salivă. Saliva, așa cum am spus, este un simbol, era un simbol în lumea antică, era un simbol al, al forților untrice, al vieții spirituale. Era simbolul unei misterioase esențe a vieții care se găsea în om. Deci așa gândeau anticii și nu spunea prea că este științific. Dar aceasta este o valoare simbolică. Pământul era pământ. Saliva lui Isus amestecată cu pământul este un simbol al întrupării logosului. Și e, aplicarea pământului cu salivă pe ochii orbului este indiscutabil aplicarea unei intervenții supranaturale în viața lui. Orbul însă este trimis să se spele în siloanului. Și numai după ce se spală în scăldătoarea pe care a dat-o Iisus, deci nu în oricare scăldătoare, atunci se întoarce și vede bine. Bănuiesc că după ce orbul a avut această expenze și a relatat-o, foarte mulți orbi și ciunci handicapați au dus să se spele în scăldătoarea Siloamului. Aceste scăldători nu erau băi publice, ca să spun așa, nu erau saune. Erau bazine pentru spălături rituale fiindcă evreii trebuiau să participe la serviciile de la templu și trebuiau să fie curați, ei uh, trebuiau să treacă printr-o baie rituală mai întâi. Și scăldătorile acestea, cum era Petesta sau Siloam, erau folosite în acest scop. Și uneori se fabula că avea proprietăți supranaturale. Vă să aminte istoria de scăldătoare din Betesda, în care se spunea că un înger vine în când și, și turbură și de acolo cine sare primul în apă este, este videcat. E bine, este interesant că atunci când se relatează două ori minunea, odată versetul 7, apoi în versetul 11, povestită de orb, el însuși, se pune accent, de fapt, pe acțiunea orbului. El s-a dus și s-a scăldat. Și numai că s-a dus și s-a scăldat, a și dat o mărturie despre actul pe care l-a făcut. Ori aici vedem un simbol al botezului. Și ce este botezul? Prejudecata comună este că botezul în sine este un, un fel de curățire. Este ceea ce se numea în secolul IV ex opere operanto, adică ideea că sacramentul botezului acționează printr-o virtute a lui, prin acea, o anumită virtute a sacramentului, independent de credința și de voința celui care se botează. La, această idee este la baza botezului pruncilor care sunt botezați, se că botezul în sine are o forță intrinsecă de a mântui pe om. Dar aș vrea să citesc definiția pe care Petru dă botezului și Petru spune în versetul 21 din 1 Petru capitolul 3 Botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Mă opresc aici, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat botezul nu este o curățire a păcatului originar botezul este mărturia unui cuget curat și e, interesant că gestul orbului de a se duce de a se, spă, de a se spăla este un act de mărturie el îți mărturisește credința în Isus atunci când se duce și se spală pe de altă parte drumului la și luamului. Actul spălării, scălătoare sau scălătoare publică, oamenii îl, îl văd că se scaldă. Mărturia pe care o dă, când este de la cum ți-ai căpătat vederea, toate acestea sunt o mărturie deschisă a credinței lui. Și aici este ceva foarte semnificativ cu privire la conceptul biblic de botez, în sensul că, de fapt, ceea ce l-a vindecat pe orb nu este drumul la scălătoare, nici scăldatul, ci este minunea lui Isus dar Iisus acționa prin simboluri saliva cu pământ este un simbol scăldatul este alt simbol am putea spune că saliva cu, amestecată cu pământ este un simbol al lucrării Duhului Sfânt în, în vasul de lut în natura umană prin nașterea din nou iar scăldatul în scăldarea siluamului este un simbol al botezului și vedem că de fapt, puterea lui Isus nu lucrează fără ca omul să creadă și mai ales fără o mărturie deschisă acestei credințe prin botez. Ca atare, botezul ca un sacrament, un sacrament fiind o ceremonie instituită direct prin cuvântul lui Isus, botezul ca sacrament are putere numai în contextul unei unei mărturii voluntare de credință. Acesta este motivul pentru care botezul copiilor nu este valabil. Nu numai pentru că copiii nu știu ce fac, dar mai ales copiii sunt incapabili de o mărturie a unui act de credință. Și ca atare, mărturia de credință nu îl mântuiește. Este contextul în care puterea mântuitoare a lui Isus poate să lucreze. Aceasta despre scălătoarea Omului ceva foarte interesant urmează după aceea. Versetul 8. Vecinii care îl cunoșcuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este, dar seamnă cu el. Și el însu zicea, eu sunt. Ceea ce este de remarcat aici e faptul că se pare că ceva se schimbase în expresia feței orbului vindecat și cerșetor. Vecinii care îl cunoscuseră și cei care îl cunoșteau, ceilalți oameni, privind la el, aveau probleme dacă este el sau nu este el, încât ziceau nu este el, dar seamănă cu el. Și aceasta nu numai pentru că vedea, ci pentru că el nu mai arăta așa cum arăta înainte. Ceea ce se schimba era expresia feței. Și expresia feței reflecta o schimbare lăuntrică. Vreau să vorbesc puțin despre, despre Uh, situația tipică a unui orb. Uh, nu știu dacă ați avut de-a face cu handicapații. Uh, handicapații uneori sunt persoane foarte dificile și orbi în special pot fi persoane foarte dificile, nu fiindcă sunt mai răi decât noi. Din cauza că sunt supuși unui stres mai mare decât suntem noi, sunt uh, într-o situație pe care noi cei, uh, cei teferi nu putem să o înțelegem prea bine. Și asta îi face să fie, să fie, uneori foarte egocentrici, foarte dificili. Iar nu-i vorbesc de roși, nu spun că este, asta este situația fără excepție. Dar așa este cazul. În al doilea rând, omul nu numai că este orb, este un cerșetor. Și ca cerșetor este egocentric, este absorbit de sine. Trăiește preocupat numai de cercul lui îngust. Omul ăsta trăiește într-un cerc foarte îngust. Mai întâi nu vede. Nu știe ce este în lumea înconjurătoare. Singurul contact cu, cu lumea din afară este cel al cerșătorului, care cere și primește. Nu este în stare să facă nimic pentru sine. Dar așteaptă ca acela să-i dea. Și face tot posibilul să strânească mila, compătimirea, să-i motiveze să se dea. Dar el însuși este egocentric. Este uh, absorbit de sine însuși. Uh, orbul este, într-un anumit sens, o gaură neagră psihologică. Și asta se vede pe expresia feței, se vede în felul cum vorbește cu ceilalți. Uh, e bine, Orbul s-a schimbat, este alt om. Și asta, iarăși, este o, nu, nu de dată nu o parabolă, ci este un exemplu cu privire la puterea lui Isus, la mântuire. În sensul că mântuirea implică o schimbare la untrică. Și asta, această schimbare la însemnează eliberarea omului din orbita de, de, de egoism și absorbire de sine, din orbita unor preocupări foarte înguste. Într-un anumit sens, toți suntem orbi, toți suntem handicapați, toți suntem niște cerșători, toți suntem într-o lume îngustă, toți ne compătimim pe noi înșine, toți suntem incapabili să comunicăm cu cei din afara cercului nostru îngust, de interese și simțăminte egoiste. Și uh, ceea ce aduce mântuirea este uh, ruperea sau distrugerea acestei, uh, acestei sclavii a egoismului. Uh, eliberarea noastră de această orbită îngustă și plasarea noastră într-un context mult mai larg. Dar asta vine cu riscuri. S-a întâmplat în Chicago, aici, la acum vreo 20 de ani, și Filip se povestește istoria aceasta, într-una dintre cele mai formidabile cărți al lui What is so amazing about grace? Un orb care lucra la YMCA ca maser într-o zi un client de al lui, un medic îi propune să-i facă o operație ca să-i dea vederea. Orbul era orb din naștere și avea o rutină. Locuia la YMCA, își făcea ședințele de masaj acolo, știa exact drumul până la cele mai apropiate magazine de unde să se aprovizioneze și, mă rog, avea avantajele celui care este handicapat, protecția socială și financiară a handicapatului în țările civilizate. E bine, medicul i-ar da vederea și atunci când i da vederea, mai la început a fost o entuziasm, mai întâi omul a trebuit să învață să vadă, să-și să formeze percepția că nu e suficient să ai ochi dar în sfârșit a trecut prin toată această fază a învățat să vadă uh, și a educat percepția a descoperit lumea și după ce a descoperit lumea l-a jucată pe medic uh, pentru că a zis el mi-a distrus uh, viața în sensul că viața lui fusese foarte predictibilă înainte era un cerc îngust nefericit, mizerabil, un întuneric dar era întunericul lui era viața lui. Atunci când i s-au deschis ochii, a pierdut, uh, uh, a pierdut uh, avantajele sociale ale handicapatului, uh, a fost obligat să își asume riscuri, să-și ia viața de la început, a fost nevoit să descopere lumea și a descoperit că el însuși nu era pregătit pentru lume, a constat că lumea este fascinantă de se și de riscuri. Așa că, uh, istoria aceasta mă face să mă gândesc la două aspecte. Mai întâi, că noi înșine, atunci când ne suferă mântuirea, aceasta implică o lărgire a orizontului, dar uh, implică de asemenea o stare inconfortabilă la început. Pentru că ieșim dintr-o lume îngustă cu care suntem foarte familiar și în care simți foarte multă siguranță. Și această descoperire a vieții reale este o minune, dar în același timp este un risc. Și din cauza aceasta foarte mulți oameni în biserici se refugiază într-o stare pe care o vom descoperi mai târziu studiind acest capitol, într-o stare de orbire voluntară, caracteristică fariseismului. Pe de altă parte, aș vrea să subnesc că orbul acesta, cu entuziasm am la viața lui, nu cunoștea o meserie. Ne avem un joc de subsistență altul decât cerșitul. Nu a continuat să simuleze orbirea ca să se de mâna la cerșit, ci și-a asumat rolul lui non-social cu toate riscurile și cu toate frustrările. Și uh, orbul acesta este un erou pe care vreau să-l vedem în continuare uh, uh, intrând în lupta noii lui vieți, că noua lui viață este o luptă. Și iarăși aceasta e o parabola mântuirii. Și uh, într-adevăr este o dovadă a unei schimbări lăuntrice inexplicabile altfel decât prin puterea lui Isus. Dar vom discuta despre aceasta mai departe, mai dimineață. Prea nu vă spun la revedere și vă doresc o zi în lumină cu ochii deschiși.